Reabilitarea edificiilor strămutate de pe insula Dakale devine proiect european. Uniunea Europeană a hotărât să financeze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru punerea în valoare a potențialului turistic al insulei Shimian, acolo unde se află vestigiile strămutate de pe Dakale. Drumul de la depunerea proiectului și până la aprobare a fost lung și a durat ani de zile. Fosta administrație a județului a depus cererea de finanțare încă din 2009, iar aprobarea a venit abia acum. Proiectul de modernizare a insulei Shimian și de introducere în circuitul turistic a fost un proiect foarte important în mandatul meu. S-a aprobat, se va semna mâine la Consiliul Județean. Este vorba de o sumă de peste 500.000 de euro prin care se vor realiza studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și alte chestiuni legate de insula Shimian. Este un pas important pentru demararea acestui proiect, dar mai sunt mulți alți pași de făcut. Autoritățile județene actuale au moștenit proiecte de milioane de euro prin a căror implementare se urmărește plasarea Mehedințului pe marile circuite turistice. Senatorul Marius Bălu acuză autoritățile locale de lipsă de implicare în ceea ce privește promovarea județului. În toate întâlnirile pe care le-am avut de un an și aproape jumătate de zile legate de strategia Dunării în Europa, partenerii din Germania, din Austria mi s-au plâns de lipsa de seriozitate actualei administrații județene. Practic nu mai există niciun fel de dialog cu partenerii străini. Acest lucru, evident, neducând la nimic bun. Proiectul cu insula Shimian este și va fi un proiect european. Proiectul de reabilitare a insulei Shimian cuprinde construirea de hoteluri, cinematografe, restaurante, spații pentru camping și piață de spectacole.